Dar, în schimb, Sfântul Pahomie avea niște principii extraordinar de bine puse la punct legat de ceea ce înseamnă smerenia, ce înseamnă ascultarea, ce înseamnă sporirea domnicească. Și, de pildă, una din lucrările pe care le făcea Sfântul Antonie, Pahomie, n-a îngăduit niciodată ca din monahii lui să fie vreunul hirotonit preot. De ce? Să nu se mândrească că având taina preoției este mai presus decât călugării simple. Și diavolul care nu doarme a venit odată și i-a arătat în minte ceva care să-l smintească. Însă Dumnezeu, care iubitor de oameni, nu lasă. Îi vine în cap deodată lui Pahomie, mă, eu călugăr cu sporire, ucenicii mei călugări cu sporire, cum să-i spovedească un preot de mir păcătos care are soție, familie, cu viața lumească, cu cele pământești? Și noaptea visează o fântână foarte adâncă, la care el vine să scoată apă, nu poate scoate că nu există ciutură și găleată, și vede deodată tocmai pe preotul care îi împărtășea călugării lui, plin de răni pe mâini, tot felul de sânge, de tot felul de lepre din astea, așa, tot felul de bube, care vine și dă drumul găleții în fântână, scoate o apă foarte limpede, apoi bagă mâna cu tot cu bube în ciutură, scoate cu cana și dă lui Pahomie să bea. Și zice, bea părinte, Pahomie în vis bea apa, se simte extraordinar, se desăvârșește în lucrare, simte acea răcoare a Duhului Sfânt și îngerul păzitor al lui Dumnezeu îl întreabă, ei Pahomie, cum ți s-a părut apa care ai băut-o? Foarte bună, da, dar ai văzut că preotul care te-a servit este plin de răni și de bube? Da, dar n-am simțit gustul lor. Ei, așa nici harul nu se întinează de păcatele lui cele pământești. Iar ceea ce săvârșește în numele meu și a cerului este curat și desăvârșit. Și așa a înțeles Sfântul Pahomie că nu trebuie să se gândească că între tagma călugărească și tagma creștinească este și un canon care spune dacă cineva ar defăima căsătoria. Eu mai am câteodată această chestiune, că mai e câte un călugăraș din asta îmi spune, părinte, dar în mănăstire intră femei, părinte, dar în mănăstire mai intră fete, băi, ochii sunt ai tăi. Du-i pe o icoană, du-i pe o lumânare, du-i pe un copac, du-i în cer, du-te la o pasăre, la un pom. Nu trebuie neapărat tu să dezbraci femei din privire. Da, părinte, dar știți, trupul e neputincios. Pe tine te-a născut o femeie. Deci dacă nu i-a fost silă mamei tale ca să te nască, ție nu trebuie să-ți fie silă de mama ta. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare, un alt ascet desăvârșit și mistic, vine și ne spune. Pe cea bătrână să o privești ca pe o bunică sau ca pe o mamă, pe cea mai tânără ca pe o mamă sau ca pe o soră, iar pe copiile să le privești ca pe îngeri. Deci nu neapărat trebuie să-ți încarci mintea cu murdării, pentru că totul vine din minte, izvorăște. Tot la fel la Sfântul Pahomie, modul de discernere a lui a lucrurilor era următorul. Avea un măscărici prin mănăstire care făcea tot felul de ispite și toată obștia a venit și i-a spus, părinte, dar chiar este ridicolul ridicolului. Toți călugării își văd de treaba lor, iar măscăriciul ăsta strâmbă toată mănăstirea și o întoarce pe Dios și tu nu ai nicio măsură. Tu nu ai nimic să spui, tu nu ai nimic să faci. Lăsați-l, lăsați-l. Și el tot se ruga lui Dumnezeu. Și cum se ruga lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Măscăriciul visează într-o noapte pe Dumnezeu, care îi arată pe starețul lui stând în genunchi, cu genunchii bătătoriți, cu șiroaie de lacrimi, cum se ruga pentru el. Și a zis, nevrednicule, nenorocitule, știi că mai ai 7 zile și vin să iau sufletul de la tine? Pocăiește-te pentru rugăciunea starețului tău, care de mult te-ar fi dat afară din mănăstire, dar pentru multa lui răbdare și multa lui trăire te-a tolerat ca tu să te îndrepți. Acela a apucat o pocăință de asta desăvârșită, s-a dus pe la toți frații și a cerut iertare, n-a spus nimănui. I-a spus, dar sarți, ți-a spus, nu destăinui nimănui, Dumnezeu ți-a descoperit pentru tine ții. Și într-a 7-a zi, frații când erau la masă au zis, zice, părinte stareț, ne cerem și noi iertare că l-am judecat greșit pe măscărici, pare să că i-a venit mintea la cap și zice, s-a îndreptat. Poate rugăciunea obștii, poate darul lui Dumnezeu, poate rugăciunea sfinției voastre. Și starețul a spus, nu, un suflet este mai scump decât toate comorile pământului. Și în clipa aceea măscăriciu și-a dat sufletul și cei din trapeza mănăstirii au văzut cum îngerul a luat sufletul și l-a dus în zbor în lumină la cer. Deci, iată, măsuri de asceză mistică și trăire. Deci am intrat în ele înainte de a intra în pusnicie. Sunt foarte mulți oameni care doresc viața pusnicească. Ea este cea mai înaltă.
Dar ei nu înțeleg ce înseamnă viața pusnicească. O expresie a unui, episcop ortodox contemporan, nu o să-i dau numele pentru că nu o să cuvine, a fost întrebat de cineva, de ce sunteți împotriva pusnicilor și de ce nu sunteți de acord ca ei să stea prin pădure, să se roage? Răspuns așa, nu că nu sunt de acord. Sunt destui copaci care țin umbră pământului, nu mai e nevoie și de umbra lor. Adică dacă nu faci ceea ce să faci în pustie, n-are rost să chinuiești locul din pustie. Sunt pusnici, într-adevăr, de înaltă trăire duhovnicească. Ne aducem aminte din descripția Moldavei lui Cantemir, de acum ne întoarcem ușor spre noi, care în descrierea Moldovei spune așa, Moldova are 182 de mănăstiri mari din piatră și lemn. Sunt mii de schituri și sute de schituri necunoscute și tăinuite de Dumnezeu, iar pădurile foiesc și foșnesc de mulțimea pusnicilor. Dar ce fel de pusnici? Ne întoarcem pe la 1600 și găsim scris în vetre de sihăstrie românească că inclusiv toate pădurile din zona Moldovei de jos, cum vorbim noi despre Brlad spre Iași, pentru că vorbim și de Moldova de sus până la Suceava, la cetatea de scaun a Măriei sale Ștefan, erau pline de pusnici a căror nume nu se cunoaște și a căror trăire a trecut sub umbra tăcerii, pentru că pusnicii trăiesc și anonim. Deci pusnicii de astăzi, cei moderni care avem, poate îi mai vedem câteodată pe la o emisiune pe la televizor, poate mai ne arată cum să roagă, mai vine reporterul și filmează, mai sunt făcători de minuni, mai izgonesc demoni, mai dau câte un leac, nu-i nimic rău. Ei sunt oameni onești, pământești, nu-i ceva... Au titulatura de pusnic, dar nu vorbim de pusnic, ceea ce înseamnă, de pildă, povestirea unui preot din zona Sihăstriei Vorona-Botoșani, care într-o noapte, când dormea pe la ora 3, aude în geam următorul lucru. Du-te în pădure și împărtășește pusnicul să nu plece la cer necuminecat. Și-a făcut cruce cu limba și a zis rugăciunea Tatăl nostru și s-a culcat luând-o drept o înșelare de la diavol. Aude a doua oară în fereastră, Părinte, ia sfintele și du-te în pădure că moare pusnicul neîmpărtășit. El s-a gândit, asta e curat de la demon, n-are rost. A început să-i zică rugăciunea și s-a pus în pat. Și a treia oară, când a trântit odată cu pumnul în fereastra casei lui, puternic de a zângăni fereastra, a spus, Părinte, tu n-auzi să iei sfintele să te duci în pădure că pusnicul moare neîmpărtășit? Și atunci el și-a luat inima din și a spus, dacă e de la Dumnezeu, am și eu o întrebare, hai că iau sfintele și mă duc în pădure. Dar unde mă duc dacă eu nu cunosc locul și unde mă duc pe întunericul acesta în care eu nu știu nimic ce e pe pădure? Și atunci aude o voce, eu sunt îngerul lui păzitor, vei vedea în fața ochilor tăi o luminiță, vină după mine. Și a mers cale de o oră prin pădurile Voronei, până spune că a ajuns undeva așa la un fel de mal, unde era un pătur cu frunze și cu crengi uscate, căptușit cu frunze, și acolo un om străveziu, așa era numai o seminte de aproape, cu pielea galbenă pe el, îi strălucea ușor fața, aștepta sfintele taine. I-a făcut molifta, i-a făcut rugăciunea de dezlegare, i-a dat sfintele taine, l-a împărtășit și acum îngerul i-a spus, hai să te scot înapoi din pădure. El, în înțelepciunea lui de preot, a zis așa, eu locul n-am să-l mai cunosc, dar asemenea om trebuie știut că există. Și a agățat traista lui personală într-o creangă pe care a rupt-o și a pus traista acolo în ideea că a doua zi ziua va veni și va merge și știind unde este semnul traistei, va găsi și pusnicul. Ei, a căutat luni, săptămâni, zile și locul acela nu l-a mai găsit niciodată. Nici traista și nici locul unde a stat pusnicul. De ce? Pentru că Dumnezeu are puterea să facă pentru lucrarea duhovnicească a pusnicilor și a trăitorilor, în adevăratul sens a cuvântului, are puterea să facă locuri
care să fie nevăzute ochiului omenesc. Adică tu ori becăiești, exact cum au fost evrei în jurul poporului Israel, în jurul muntelui Sinai. Dumnezeu i-a rătăcit până ce le-a venit mintea la cap și le-a ieșit din cap. Încăpățânarea, neascultarea, idolatria și alte nebunii care le aveau ei. S-a dus o generație, le-a îngropat, cum se spune, oasele în pustie. Așa și aici. Dumnezeu a tăinuit locul acesta și acest lucru se petrece undeva și în zona neamțului. O să vă povestesc și lucrul ăsta. Astea sunt lucruri care îmi plac extraordinar. Toate sculeste din pateric nu sunt auzite din dreapta sau din stânga, sunt puse în documente, în date și ele există.